Bună dimineața, soare! Mă privești din depărtare, te salut cu bucurie, că motive am o mie. Bună dimineața, flori, vesele n-ai zilei zori, din petale parfumate, dați-mi clipe minunate. Bună dimineața, viață, vreau cu zâmbetul pe față, să-mi petrec ziua senină, cu flori, soare și lumină. Te salut cu dor și drag la ultima lecție din acest an școlar. O lecție de bilanț, o lecție a visurilor, a succeselor, a realizărilor. Îți mai amintești începutul călătoriei noastre, în care tu ai fost eroul principal? Am pornit la drum, în balonul cu aer cald, spre țara cunoștințelor. Iar cel care ne-a însoțit pretutindeni a fost Creionaș. Mai mult chiar, în această călătorie magică, te-au însoțit păpușile, ursuleții, iepurașii, care au fost cu tine în calcule și probleme, în textele abecedarului și în primele propoziții alcătuite stângaci. Iar Creionaș a fost alături de tine și la bine și la greu. Azi Creionaș a venit cu câteva versuri. Frumoasă carte de citire, te-ai gâlbenit ca frunza în vii, și mică-mi pari, și prea subțire, și nici la școală nu mai vii. Ce faci când alte cărți mai pline dau busna în banca mea bogată? Ce fac? Mai povestesc cu tine, cel mic și drag de altă dată. Cum se numește prima carte de citire a școlarului din clasa 1? Abecedarul. De ce îi se pare școlarului că abecedarul acum este mic și subțire? De fapt, dragi copii, abecedarul a rămas același. Voi sunteți cei care ați crescut în cunoaștere. Odată cu terminarea clasei 1, abecedarul și-a îndeplinit scopul. Și e momentul să lase alte cărți care să ia locul. Un pom în clasă am sădit. Din munca noastră iată-l crește. Și zi de zi l-am înflorit. Și ram cu ram azi ne rodește. O literă, o cifră iar le-am strâns tot floare lângă floare. Azi pomul nostru abecedar e plin de rod, de sărbătoare. A venit clipa să ne luăm rămas bun de la minunata carte care ți-a deschis noi orizonturi. Abecedarul. Cu această ocazie am să citesc poezia Adio, drag abecedar, de Ion Hadârcă. Tremură în vreme, parcă s-ar teme ultima filă din calendar, că m-aș grăbi să o rup mai devreme, adio, drag abecedar. Dincolo în noul an mă așteaptă cărți minunate, harnice, dar pașii spre ele cine mi-ndreaptă? Adio, drag abecedar. Tot mai retras departe în unghiere, bunul meu, scump prieten școlar, parcă mi-ar cere o revedere. Adio,
drag abecedar. Sunt sigură că ascultând această poezie, te-au copleșit amintiri frumoase trăite în acest an școlar. Adio, drag abecedar! Rămâi cu bine, clasa întâi! Sub cortina clară a zilei de florar se ivește mătasea razelor de soare, iar ecoul vacanței răsună din ce în ce mai intens. Sună clopoțelul și anunță vesel vacanța mare. Salut, vacanțe! Dragul meu școlar, anul acesta am strâns împreună amintiri minunate. Felicitări pentru toată munca care ai depus-o la învățătură. Îți doresc o vacanță frumoasă, plină de cărți și de aventuri. Abia aștept să ne revedem veseli la toamnă, cu dor de tine, învățătoare. Și pentru că ai fost un elev exemplar, primește o diplomă pentru performanțele obținute pe parcursul anului școlar. La revedere!